Transfăgărășanul, unul dintre cele mai frumoase drumuri din România, este în continuare inaccesibil. Drumarii nu au reușit încă să elibereze șoseaua, care este acoperită și acum pe porțiuni mari cu bolovan și zăpadă. Angajații secției drumuri naționale Sibiu au curățat aproape în totalitate o bandă de circulație până la Bâlălac, însă mai este foarte mult de lucru. Peste iarnă au fost căderi masive de pietre și există în continuare pericolul producerii unor avalanșe. În plus, trebuie refăcute mai multe elemente de siguranță a circulației, parapete sau indicatoare rupte. Se precizează pe pagina de Facebook a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. Circulația este blocată în continuare pe DN7C, Transfăgărășan, între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, pe tronsonul kilometric 104-131, până la finele lunii iunie 2018, precizează și Infotrafic.